începutul numărătorii. Acum lucrurile un pic s-au îmbunătățit. Spunea domnul Filat și ieri și astăzi că am încercat să vă contacteze, să începe să fie observat despre negocieri de încrearea unei eventuale majorități parlamentare chiar. Dacă este adevărat că ați fost contactat și cu... Este cunoscut faptul că Partidul Liberal a fost și rămâne unul din principalii partide care promovează integrarea Republicii Moldova în Europeană, ceea ce înseamnă distanțarea de cei care ne-au ocupat. Lucru demonstrat și în perioada AE1 și AE2, când am fost la guvernare, că doar anume în acea perioadă s-au făcut cât de cât niște reforme și astfel noi am obținut sprijinul și mai bun a Uniunii Europene, inclusiv acord de asociere și libera circulație. Dar, începând cu 13 februarie 2013, lucrurile s-au schimbat. Vă amintiți că atunci domnul Vlad Filat a denunțat acordul IA2 și Alianța pentru Integrarea Europeană a fost lichidată, desființată. Și atunci, începând cu acea zi, ceea ce am reușit noi să pornim împreună, cu PLDM și PD, a început și Amenie, s-a stopat. Cu toate că și în continuare se numeau coaliții pro-europeană și acum Alianță Moldova pro-europeană s-a fost mai numit, nu mai țin minte la moment acum.